Membrii Cercului de Istorie, Gheorghe Ibrătianu, s-au întâlnit în ultima ședință din acest an pentru a discuta despre viața exemplară a unei românce, prima femeie doctor în drept din Europa, mușceleanca Sarmiza Bilcescu Alemăneștianu. Despre personalitatea impresionantă a acestei femei din Bilcești și despre viața exemplară pe care a adus-o, a conferențiat profesorul Lavinia Bădulescu. Sarmiza Bilcescu Alemăneștianu, prin rădăcinile familiei, aparține mușcelui, dar prin personalitatea ei copleșitoare, depășește hotarele României și se poate spune că aparține Europei și lumii întregi, numele ei fiind cunoscut și elogiat în Statele Unite ale Americii și în Australia, ca prima femeie doctor în drept din lume, cu studiile încununate de un doctorat strălucit la Paris în iunie 1890. După doctorat, viața ei urmează o traiectorie uluitoare pentru că s-a dedicat aplicării zi de zi a concepției originale pe care a afirmat-o în teza de doctorat. În completarea femeilor care au contribuit decisiv la progresul și soarta României de dinaintea primului război mondial, a vorbit și generalul în retragere, Nicolae Popescu. Maria Puia s-a născut pe 4 octombrie 1885 și la doar 30 de ani, pentru idealul unirii Ardealului cu România, a murit în închisoarea Tribunalului din Alba Iulia, actualul Palat Administrativ. Dactilograful la vremea aceea, în biroul avocaților frații Nestor, i-a copiat și multiplicat poemul Vremea Ardealului, al lui Radu Cosmin, care reprezenta un adevărat manifest pentru luptătorii unioniști, un îndemn pentru armata română să treacă Carpații, unde așteptau frații de o limbă, de o credință și de un neam. Următoarea întâlnire a membrilor Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu va fi în sala de lectură a Bibliotecii Ion Barbu din Câmpulung pe 17 ianuarie 2019, când se va discuta despre Mica Unire.